Salutare și bine ați regăsit la un nou vlog. Astăzi voi vorbi despre cel mai cool abonament de telefonie mobilă care se întâmplă digital, online și foarte, foarte simplu. Recent mi-am făcut și eu Yoxo 150, un abonament 5G de la Orange. Cum am procedat pentru a-mi configura abonamentul? Totul a fost foarte simplu, mi-am instalat aplicația Yoxo pe telefonul meu. Mi-am făcut un cont cu adresa de e-mail, pe urmă am adăugat în coș ce abonament și eu am adăugat abonamentul de 150 de GB pentru că este abonamentul care îți permite accesul la rețeaua 5G cu o viteză de până la 1,2 Gbps pe secundă pe download și 600 de Mbps pe secundă pe upload în rețeaua celor de la Orange, pentru că Yoxo, da, este un serviciu pe rețeaua celor de la Orange România. După ce am configurat ce ofertă mi-am dorit, tot s-a întâmplat foarte simplu, am scanat cu telefonul buletinul, automat datele din buletin au apărut în aplicația mobilă, după asta am înrolat și cardul meu pentru a plăti abonamentul, pentru că da, este un abonament prepay, este un abonament pe care îl plătești lunar. Nu este un abonament cu perioadă contractuală, ceea ce mi se pare cel mai mare avantaj în cazul acestui serviciu și vorbim de Yoxo. Ce conține abonamentul pe care l-am ales? 150 de GB pe lună, 6,63 de GB în roaming, minute și SMS-uri nelimitate, totul la 39 de lei pe lună. Pe lângă aceste opțiuni, poți să îți achiziționezi de pe magazinul celor de la Yoxo, cam așa arată magazinul online al celor de la Yoxo, telefoane noi, telefoane recondiționate la cele mai bune prețuri. Și credeți-mă că am intrat și am făcut comparații ce găsești pe Yoxo și în alte magazine online din România și prețurile de pe Yoxo sunt foarte, foarte bune din punctul meu de vedere. Instalează-ți aplicația Yoxo pe telefonul tău cu Android sau pe telefonul tău cu iOS. Totul este foarte simplu. Când vine vorba de cartelă SIM, ai două posibilități, eSIM sau cartelă SIM fizică, pentru că cartela SIM fizică trebuie să aștepți undeva la o zi să-ți ajungă cartela SIM acasă. Dacă telefonul tău permite conectivitatea prin intermediul unui eSIM, totul se întâmplă foarte, foarte rapid. Poți să-ți configurezi automat dacă, de exemplu, eu am avut o problemă că nu am sincronizat SIM-urile. Dacă este SIM 2, automat este eSIM 1. Eu, ei bine, eu aveam SIM 1 și nu putea să fie eSIM 2. Și mi-a dat eroare, a trebuit să modific aceste mici detalii ale telefonului meu. Dacă nu am reușit să-l configurez online, ce de la Yoxo mi-au trimis în următorul ecran posibilitatea de a-mi configura singur profilul de eSIM. Mi-au dat un cod, l-am introdus acolo și telefonul a intrat automat pe rețeaua celor de la Orange. Pe adresa ta de e-mail o să primești un contract, pentru că da, este un serviciu bazat pe contract lunar. În fiecare lună tu poți să renunți oricând, poți să-l modifici oricând. Dacă nu mai vrei abonamentul de 39 de lei, poți să-ți iei abonamentul cu 100 de GB sau 50 de GB, numai că celelalte două abonamente funcționează pe rețeaua de telefonie 4G+, care și este foarte bună și cu acoperire destul de mare din punctul de vedere. Rețeaua 5G este disponibilă în 20 de orașe, dar cel mai important este că acoperă aproape 100% suprafața Bucureștiului, cât și zonele din jurul Bucureștiului. Dacă stai în Cluj, Craiova, Timișoara, Iași și foarte Sibiu, multe alte orașe unde Orange a lansat serviciile de comunicații 5G. Pe lângă magazinul online unde poți să-ți comanzi, uite, mă uitam acum la o pereche de căști Sony Over the Ear, costă 1500 de lei. Dacă vei intra pe alt magazin online, nu o să-i dau numele, aceste căști sunt undeva la 1800 de lei. Deci prețul este foarte bun din punctul meu de vedere. De asta vă ziceam că merită să vă instalați aplicația și să verificați ofertele de acolo. Pe lângă ofertele din magazinul online, ai și deals. Ce înseamnă deals? Înseamnă că ai reduceri la Surfshark, la Freshful, la
Telos Care, eHealth și mai aveți și Christmas Collection. Sunt și în fiecare lună cei de la Yoxo îți updatează această, hai să spunem, funcție de bonusare pentru clienții lor. La rândul tău poți să recomanzi prietenilor tăi Yoxo și vei fi recompensat către cei de la Yoxo. Primești un bonus timp de 3 luni de 100 de gigabytes, ceea ce nu este rău deloc. Să spun ce îmi place, ce nu-mi place la Yoxo. Îmi place foarte mult că se face totul foarte simplu de pe telefonul tău mobil, nu trebuie să te duci în magazin, nu trebuie să dai telefoane, nu trebuie să faci nimic altceva decât să instalezi aplicația pe telefonul mobil, să urmezi niște pași și să-ți activezi numărul de telefon și implicit eSIM dacă telefonul tău este disponibil. Ai cele mai bune promoții la telefoane noi, telefoane recondiționate sau accesorii în magazinul online al celor de la Yoxo. Cam atât despre abonamentul celor de la Yoxo. Te invit să-ți instalezi aplicația, să navighezi prin ea, să vezi dacă îți place sau nu îți place. Eu zic că o să-ți plac cu siguranță. Și dacă ți-a plăcut acest clip, aștept un like, un share, un subscribe și dacă dai pe subscribe, apasă și pe clopoțel.